Așa că vreau să-l invit alături de noi pe Andrei Roșu, fondator și CEO Filgud. Salutare și bun venit, Andrei, în calitate de antreprenor de data aceasta. Felicitări! Mulțumesc mult, Alex, pentru introducere. Am venit și cu o prezentare, cu un PowerPoint după 16 ani de mediu corporatist, nu puteam să vin fără prezentare. O întrebare care m-a marcat foarte mult acum câțiva ani la o conferință a fost din partea speakerului următoare. Dacă la un moment dat s-ar face un film inspirat din viața voastră, publicul ar adormi în sala de cinema sau ar fi foarte inspirat? Cred că ca antreprenor ai șanse mari să nu te plictisești și nici să-i plictisești pe ceilalți. Asta am descoperit recent, sunt antreprenor de dată recentă și astăzi vă voi împărtăși povestea Filgud și cum am ajuns de la canapea la această afacere. Am fost foarte interesat în ultimii ani de ce presupune să fii antreprenor și întrebând în stânga și în dreapta și observând clienții cu care am lucrat în mediul bancar, răspunsurile erau din zona aceasta de pasiune, talent, bani, relații, pricepere, mă rog, cam tot ce vedeți aici. M-a cam speriat un pic și ăsta probabil a fost și motivul în subconștient pentru care am amânat destul de mult debutul antreprenorial. O să revin la această întrebare, o să vă spun ce m-a ajutat pe mine să devin antreprenor, dar până atunci o să vă spun foarte pe scurt povestea mea și o să ajung și la Filgud. În 1999, după la 21 pic de ani, făceam parte dintr-o formație, Gaz pe Foc, poate vă mai amintiți de ea, după care am decis că este momentul să mă dedic vocației mele de economist, făcusem ASE-ul, așa că am plecat din formație în culmea gloriei și mi-am luat un costum frumos, m-am tuns și m-am angajat într-o bancă. În 2008, desigur n-a fost vina băncii, a fost vina mea, aveam vreo 20 ceva de kilograme în plus, pentru că făceam destul de multe excese culinare, mâncam mult emoțional la sfârșitul zilei și pare că aș fi ajuns acum pe la vreo 100 și de kilograme și pe la pensionare pe la 0,14 tone dacă nu făceam câteva schimbări în viața mea. Din fericire a venit pe lume primul nostru copil, acum avem doi copii, un băiat și o fată și în 2009 când Alex, băiețelul nostru, deja crescuse destul de mult și începuse să ne imite, am decis că este momentul să umplu puțin la obiceiurile pe care le-am pentru că el va moșteni cu siguranță obiceiurile noastre, va sta mult pe canapea, se va uita la televizor și inevitabil să va pune și kilograme în plus și am zis ok, trebuie să fac ceva. Și am început să fac sport. Alergarea este un sport la îndemână sau la îndepicior, mă rog. Așa. Și din 2010 am început să particip la tot felul de curse pe care unii oameni le consideră extreme, dar care pentru mine au devenit partea normalității. Maratoane, ultramaratoane, ultratriatloane, în condiții arctice, în deșert, am traversat Oceanul Atlantic într-o embarcațiune cu vâsle, am traversat în not canalul Mânecii după ce am învățat să not la 35 de ani și alte și alte. Am aplicat și în proiecte sociale, lucruri pe care nu-l făcusem până am început să alerg și care îți oferă o satisfacție foarte mare. Și pentru că nu am foarte mult timp la dispoziție să povestesc toate astea, o să trec mai departe, o să vă spun doar că în 2011 am decis să renunț la consumul de produse de origine animală. Această decizie a venit din mai multe direcții. Odată am văzut că mă simt foarte bine în momentul în care consum legume și fructe, am mai multă energie. Un test simplu care puteți face este să încercați să alergați după ce ați mâncat cârnați, chiftele sau miel, că se apropie Paștele și să vedeți cum este comparativ cu fructe, legume. De asemenea, ai nevoie de nutrienți foarte repede după ce ai alergat. De asemenea, am citit și despre impactul pe care creșterea animalelor pentru exploatare îl are asupra mediului. Și ceea ce a pus capac și m-a făcut să renunț definitiv la produse de origine animală a fost o vizită la ferma animalelor, pentru copii și după ce s-a jucat cu puiuții și cu văcuțele pe acolo, acasă m-au întrebat, tati, dar puiul ăsta din farfurie e același cu cel de la fermă? Și atunci mi-a dat seama că trăiesc într-o zonă de disonanță cognitivă puternică și am zis gata, din momentul acela nu voi mai consuma produse de origine animală. Așa. În 2018, după ce am venit de pe Atlantic, am decis să fac un curs de bucătărie vegan, un curs de 3 luni. Aici este mail-ul pe care l-am primit. A fost o decizie foarte bună pentru că 3 luni mai târziu învățasem să diversific foarte bine nutriția și
lucrarea mea de absolvire a acestui curs a fost un tartinabil, o brânzică din caju cu ceapă și mărar, și cei care au gustat au fost foarte impresionați, și mai ales acasă și printre prieteni, și au spus: nu se poate, asta e din lapte. Sigur, am spus că nu, le-am arătat și rețeta, e foarte simplă, dacă aveam un minut în plus vă împărtășeam. Și prietenii mei au spus: uite, aș mânca așa ceva în fiecare zi, aș renunța la brânzeturile normale, dar n-asta să gătesc așa ceva, dacă aș găsi magazin aș cumpăra. Și atunci s-a prins un beculeț, a zis: interesant, hai să ajut oamenii să se mute din această zonă de brânzeturi lactate și în perspectivă și de carne înspre zona vegetală. Ce a urmat, tot în 2018 a venit și al cincilea membru al familiei, un Golden Retriever, și el este vegan. Bine, nu pot să spun, să descriu ce reacții au fost pe Facebook în acești 5 ani, aproape 5 ani de când îl avem, dar este bine, sănătos, deci câinii pot fi vegani, apropo. Cert e că din acel moment am început să lucrez la visul meu de a avea o gamă de produse vegetale. Primul lucru pe care l-am făcut, pentru că nu aveam fonduri pentru a lansa acest business, nu aveam nici echipamente, nu aveam nici know-how-ul, m-am asociat cu o prietenă care are un restaurant vegan, după care am investit cam tot ce am găsit și am purtat la prieteni în a crea un brand. N-a fost simplu, ne-a luat aproape un an de zile să găsim un nume potrivit și un logo. Am lucrat cu o agenție, cred că au fost 10, poate chiar 100 de denumiri prin care am trecut. În final ne-am oprit la Filgud pentru că mi s-a părut că rezonează foarte bine cu misiunea noastră, cea de a ne simți bine cu alegerile noastre, și noi, și animalele, și mediul, și toată lumea. În 2020, tocmai când să ieșim și noi în piață și lucrurile să fie fantastice, a venit ceea ce toată lumea știe, în martie 2020, și a venit întrebarea: ok, ce facem, amânăm proiectul, nu-l amânăm? Dar am zis: hai să mergem mai departe, până la urmă contextul e același pentru toată lumea, hai să vedem ce putem face, mai ales că oamenii au început să fie mai atenți la ceea ce pun în farfurie, să încerce să-și reducă comorbiditățile și până la urmă să aibă o stare de bine chiar și în acest context limitativ în care ne aflam. Așa că am anunțat public, cum fac eu de obicei pe blogul meu, când vreau să fiu sigur că nu mai pot da înapoi, am anunțat public că am lansat Filgud. În 2021 a venit necesitatea de a ne crește producția, deja nu mai aveam fonduri și nici businessul nu putea susține o creștere accelerată, o scalare, cum să spunem, sau multiplicare a lui. Așa că am început să caut fonduri, am ajuns și pe la Imperiul Leilor, unde toți lei am fost impresionați de produse. Am și ales unul dintre ei, dar ulterior am obținut finanțare din altă parte. Cert este că am folosit părțile sociale sau capitalul social al firmei pentru a obține finanțare. Am obținut finanțarea de care avem nevoie și aveam nevoie și am început să creștem. Un pas normal a fost mutarea dintr-un spațiu foarte mic, care era cât o garsonieră, mutarea într-un spațiu mai mare. Și am avut noroc, aici ne-a ajutat și contextul pandemic, în sensul în care am găsit foarte ușor un spațiu potrivit și la un preț pe care îl puteam permite în momentul respectiv. A urmat renovarea și creșterea constantă a capacității de producție. Sigur, ai pus aici un tabel și o listă cu produsele actuale. Noi am început cu un produs, apoi două, apoi trei, am tot crescut gama de produse. Aici în tabel, la ultima coloană, deși ar fi trebuit să fie prima probabil, am încercat să evaluăm și câte animăluțe am făcut fericite, convingând oamenii să se mute din zona de mezeluri și de brânzeturi înspre produsele noastre. Sigur, nu este un calcul perfect acolo, am zis câteva, multe, foarte multe și mai multe, dar făcând în fiecare zi lucrurile, cred eu, cum trebuie, am crescut constant de la numărul de produse la numărul de colegi și la producție, la numărul de orașe, numărul de parteneri. Acum suntem în aproape toată țara și perspectivele arată foarte bine. De anul ăsta începem să vindem în Bulgaria și sperăm noi la anul să ne extindem în cât mai multe țări.
Toți cei care gustă produsele noastre, dacă la început au rezerve, după ce gustă spun, wow, nu credeam că sunt atât de bune și ce mult seamănă, sunt chiar mai bune decât icrele adevărate, decât brânzica adevărată, decât mezelurile. Deci, cred că merită să le încercați. Granola noastră, fără gluten, făcută din amarant, a luat și premiul anul trecut în România, la o gală. A fost desemnat cel mai bun produs la categoria nutriție și sănătate din România. Deci eu zic că suntem pe drumul cel bun. Întotdeauna mi-am dorit să am acasă, în frigider, lucrurile pe care le consum de obicei și să le iau de la atelierul sau de la fabricuța mea. Așa că perspectiva noastră este dorința noastră este de a fi un one-stop shop pentru tot ceea ce înseamnă produse alternative sau produse de post sau produse vegane, cum vreți să le numiți. Adică dacă în acest moment aveți în frigideră brânză, unt, maioneză, mezeluri, cârnați, burgeri, icre și așa mai departe de proveniență animală, noi sperăm ca în maxim 2 ani să puteți avea toate aceste produse în varianta lor vegetală și cu un gust foarte bun și mai ales bogate în nutrienți, pentru că multă lume mă întreabă, Andrei, dar tu de unde ți-ai proteinele? Este întrebarea clasică, deși oamenii trebuie să se întrebe mai degrabă de unde ți-ai fibrele sau de unde ți-ai minerale, vitamine, carbohidrații, grăsimile, etc. Așa că toate produsele noastre sunt bogate în proteine și cu un conținut scăzut de grăsimi și, bineînțeles, fără lactoză. Deci cam așa arată în momentul acesta produsele noastre. În curând vom lansa și o gamă de cârnați, astfel încât grătarul sau grătarele de la vară să nu-i găsească pe cei care au această opțiune sau această alegere, să nu-i găsească punând pe grătar doar un ardei sau, ciuperci, și să aibă și corespondentul cârnaților. Așa, mai dăm o pagină. Ce s-a mai întâmplat acum în viața mea? Nu doar eu am început să fac sport în 2010, și soția și, bineînțeles, că și copiii, pentru că ei învață prin mimetism, ne copiază, evident, comportamentul și stilul de viață, și ei fac asta pe termen lung. Nu ajunge să le spui o săptămână, uitați-vă la mama și la tata cu săptămâna asta cum fac sport și cum se hrănesc sănătos. Ei trebuie să te vadă, să te urmărească constant și chiar dacă în momentul adolescenței vor mai avea probabil ceva derapaje, se vor întoarce cu siguranță la bunele obiceiuri. Spuneam că fac mult sport, mai mult și părinții mei au început să alege ceea ce nu-mi imaginam că este posibil, așa că eu cred că putem inspira în jurul nostru nu doar în casă, dar și familia extinsă și colegii și prietenii și așa mai departe. Revenind acum la întrebarea de la început, nu știu dacă am avut toate aceste calități, mi-aș fi plăcut să le am. Eu cred că, în cazul meu, ce am avut nevoie și aș putea împărtăși cu voi ce cred că ai nevoie pentru început este o oaie, nu o oaie. Așa, este un acronim aici. Eu cred că ce m-a ajutat foarte mult a fost faptul că am avut obiective clare, atât în business cât și în plan personal. Și m-am ținut de ele. De asemenea, autodisciplină. Dacă ar fi să selectez din aceste patru atribute, unul singur, cred că autodisciplina este baza celorlalte și cea mai importantă, pentru că te ajută să faci lucruri chiar și atunci când nu ai chef să le faci. Și dacă în fiecare zi mai pui câte o cărămidă, cu siguranță lucrurile arată foarte bine. I-ul am pus aici implicare limitată, pentru că de multe ori aveam tendința să mă implic, să fiu... Mi-amintesc în formație, voiam să fiu și cântăreț, și autor, și producător, și manager de tur, și tot, și tot. Nu funcționează așa și nici în antreprenoriat nu cred că poți să fii bun și în partea de marketing, și în partea de și partea financiară, și în partea de vânzări, și în partea de administrare, etc. Deci e foarte important să aloci mult timp, să alegi oamenii potriviți, astfel încât implicarea ta să fie doar acolo unde poți aduce o valoare foarte mare. De asemenea, ce este foarte, foarte important este să ai un nivel de energie foarte bun, adică să fii într-o formă fizică și psihică excelentă. Nu este suficient să vrei să faci lucruri, trebuie să și poți. Iar pentru asta, ceea ce pui în farfurie și mișcarea de dimineață te ajută să fii într-o formă bună și să eviți depresiile și, până la urmă, să-ți atingi obiectivele. Acum un gând de final.
e adaptarea unei mantre pe care am găsit-o pe internet. Cred că dacă nu-ți faci timp pentru Filgud, pentru Filgudul tău, și aici fiecare se definește Filgudul, aș mă refer la starea de bine, la starea de sănătate, la relația cu mediul, cred că va trebui să-ți faci timp pentru a-ți trata Filbedul. Așa că vă încurajez să vă luați ce aveți nevoie din această scurtă prezentare. Vă doresc succes și mulțumesc încă o dată pentru invitație. Alex, ai legătura. Felicitări și aplauze pentru Andrei Roșu. Yeah.